Sala de repetiții la Radio Trainer Florian Pitiș. Bună ziua, dragi prieteni, sunt AG Bilic și vă spun bun găsit aici la sala de repetiții, la Trainet, un radio în culori, prima ediție pe luna mai. Luna mai, luna în care, nu, se coc cireșele, deci în curând cred că vom mânca niște cireșe foarte bune. Asta dacă vremea o ține așa cum a început luna asta, așa cum a început frumos, cu soare cald, cel puțin aici în București unde suntem noi. Asta ca să nu mai credem noi în toate prognozele și în toate predicțiile, începând cu prognoza meteo și terminând nu cu predicțiile lui Nostradamus. Avem și astăzi o ediție specială pentru voi, o ediție plină de energie, o ediție cu muzică bună. Se pare că vom asculta un stil care se numește Pop Fusion. Așa am citit eu că da, este bine. M-am documentat bine și de data asta, pentru că invitații mei la sala de repetiție aici la Trainet, un radio în culori, sunt trupa Loca, o trupă nouă, o trupă care vine tare, tare, tare din spate și pe care, așa cum vă spuneam, o ascultăm astăzi la sala de repetiții preț de un ceas. Să cânte și să fie trupa Loca! Sufletul tău vrea să fiu doar
sala de repetiții. La Radio Trainet Florian Pitiș. Trupa alocă astăzi aici la sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș și o emisiune la care ne sunt alături Aqua Carpatica și Dona Felice Style, salonul care mi-a asigurat și astăzi partea de hair styling. Trupa loca aici la sala de repetiții din ciclul Dacă aș fi avut și eu un frate sau o soră, probabil că m-aș fi apucat și eu de cântat, așa m-am apucat de scris. Și din ciclul Actorii pot să cânte, a se vedea Bruce Willis, Jared Leto și mai sunt și alții care nu vin acum Hugh în minte. Și Răzvan Oprea. Bună ziua! În primul rând, bine tuturor! Bine ați venit! Tuturor, vă spun acum! Tuturor celor care ne ascultă astăzi! Da, sunt actor, asta e meseria mea de bază, asta e profesia mea de bază. Ce dar... fac, George? Bine. El este George sau George din Omul care a văzut moartea de la Teatrul Național. Da, un spectacol pe care am înțeles că l-ai văzut. Da, l-am văzut și mi-a plăcut foarte mult și te-am aplaudat. Mulțumesc foarte mult, da, este... Proiectul ăsta este un copil drag nou, mie și fratelui meu, Ștefan Oprea, care e și compozitorul pieselor noastre, dar lângă noi au venit... Asta vreau să spun. Da, lângă noi au venit de câteva luni, voștri. Că nu suntem de foarte mult timp împreună, suntem foarte la început, au venit Cristi Tatarici, Paolo Salvadore, tocmai din Milano. Paolo este la Bazna, da. Cristi este la chitară. La tobe. Și așa. Paul Sava din Pietrișica la chitară solo. Bună ziua. Frumos la Pietrișica, acolo am fost și eu și e o zonă minunată. Este da. O zonă foarte frumoasă și plină de tradiție teatrală. Da. Să știi că acolo în anii lui Ceaușescu sau în anii comunismului era unul dintre cele mai importante teatre din țară. Acolo foarte mulți mari actori români au plecat. Era moda asta ca imediat după facultate să pleci undeva în provincie, așa spunea domnul Ceaușescu, ca să-ți faci un fel de ucenicie undeva în provincie și era, cred că, pe undeva bine, pentru că au umplut teatrele din România de actori foarte buni. Uh-huh. Și acolo, la Piatra Neam, se constituise un nucleu, unde dacă erai mai răsărit, acolo te trimiteau la Piatra Neamț. E o zonă foarte frumoasă, iar Paul e un tip... extraordinar. Toți trei sunt băieți foarte tineri, sunt mult mai tineri decât mine. Haide, acum nu te alinta. M-alinta nu intrăm în detalii, te alinți, da. Am și eu așa, 22 de ani. Ei sunt mai micuți decât mine. Vreau 11-12. Dar sunt toți profesioniști, deci față de mine care sunt un amator cu multă pasiune, Ștefan și Paolo și Cristi sunt toți absolvenți de conservator sau unii încă studenți. Sunt profesionist și fac chestia asta foarte bine. Mă ajută pentru că vrem împreună să ne simțim bine. Eu am citit undeva de curând că în univers totul ar fi vibrație. Practic, s-a gândit și Platon cu vreo 2000 de ani înainte de articolul ăsta pe care l-ai citit. Și acum redescoperă alții și dacă totul e vibrație, noi eu cred foarte tare în acest lucru. Cred că realitatea așa cum o receptăm noi este doar o expresie a unui sunet până la urmă. Totul e muzică în univers. Iar noi ne-am reunit în vibrația asta și vrem să transmitem oamenilor această invitație. Lasă-ne piesa noastră, prima noastră piesă se cheamă Invitație. Este invitația de a ne lăsa în sufletul vostru și de a ne lăsa să facem ce vrem cu el, pentru că nu o să vă ducem undeva rău. Deja, mă speriasă un pic. Oare ce vrei tu să faci cu sufletul meu, mă întreb eu, uitându-mă la tine și asta? Uitându-mă la toți, de altfel. Să lași muzica să pătrundă în suflet. Asta e, să lași muzica înăuntru, întâi în corp și pe urmă în suflet și o să vezi că o să dansezi, o să te simți bine și asta o să fie, de fapt, mai important decât alte lucruri. Cred că cea mai importantă calitate pentru mine a unui entertainer este să transmită o poveste și povestea aia să te miște. Pe urmă, de aici mai încolo putem discuta mai complicat, dar cred că nu e cazul acum. Da, e sâmbătă, e frumos afară și muzica voastră este foarte vie și foarte veselă, așa că rămânem în nota asta. Foarte vie și foarte veselă este și căciulița ta? Cum Cipilica. Cipilica mea norocoasă. Care mă duce cu gândul la Bob Marley, să știi. Vorbea Răzvan de vibrații mai devreme, da? Și lumina și culoarea înseamnă tot vibrații, așa că de asta Cipilica mea este plină de culori, în contrast eu sunt în negru, da? Cipilica adună aici, în creștet, adună foarte multă energie pozitivă. Da, așa este la sala de repetiții, oricum să știți că toată lumea care ne-a vizitat a zis că este energie pozitivă. E frumos aici, nu trebuie să uităm că acest radio, Radio Trainet, a fost fondat de unul dintre cei mai mari inițiați ai României, Florian Pitiș, pe care îl salut
acolo unde este. Vibrații acum. Și, da. Și îi trimit toată dragostea mea fraternă. Și dincolo de asta, trebuie spus că ideea pe care a avut-o dânsul acum mulți, mulți ani de a face un radio care să se transmită pe net a fost urmat mult mai târziu de radiourile comerciale. Deci a fost un vizionar așa cum noi cu toții l-am cunoscut. Să-i așa dea? Este. Și muzical a fost un vizionar. Așa un este. Mare vizionar. Da, așa este. Care este primul lucru pe care voi îl faceți când ajungeți în sala voastră de repetiții? Păi, n-ai auzit? Facem un moment de zen. Deci da. Ne strângem așa. Păi, zicem... Eu am auzit, dar cei care ne privesc acum nu au auzit. Deci, în momentul în care ne-am strâns cu toții, după aia Răzvan are o chestie din tăcere, zice așa, din tăcere. Da, e un moment zen în care stăm puțin așa și adunăm energie, apropo de vibrație, da? Ca să putem să dăm și noi mai departe. Da, deci facem un... Ne certăm întâi, asta uitat să spunem, ne certăm puțin vreo 10-15 minute, după ce ne certăm și ne liniștim, după aia începem să cântăm cu un moment de liniște înainte, de aia la teatru se bate gongul de 2500-3000 de ani, poate și mai mult, se bate un gong pentru că se creează această stare de hai să ne pregătim, de așteptare, pentru că eu să transmit ceva trebuie să încep dintr-o liniște. E și o regulă la noi la actorie, dar asta e și la muzică. Aveam pe vremuri foarte de mult, eu nu l-am prins, tatăl actorului Alexandru Finții, regizorul, care avea un creion cu care bătea într-o hârtie, așa știi, liniște, copii, înainte de a începe repetiția, copii le spunea tuturor și dacă aveau 70 de ani, și bătea într-o chestie de 3 ori. Hai! Și după aceasta, întotdeauna e nevoie de un moment de pregătire înainte să faci ceva, un moment de pregătire care să-l pregătească și pe cel care ascultă și pe cel care se pregătește să transmită ceva. Ați avut concertul de lansare în tribute pe 9 aprilie? Sau 9 aprilie, pe 9 aprilie fost, da. Vorbim despre asta, pentru că avem astăzi timp suficient să vorbim despre tot ceea ce vrem noi să spunem, să povestim și despre tot ceea ce vreți voi să transmiteți și prin vorbe, nu doar prin muzică. Însă acum eu propun un moment de liniște, da? Scurt. Nu foarte lung, da? Un moment de liniște, după care ascultăm, desigur, trupa Loca aici la sala de repetiții. Da, următoarea piesă se cheamă Dimineața mea. E o piesă sensibilă pe care ți-o dedic astăzi. Mulțumesc. Și acum... Liniște. Liniște. Te privesc lung și îți zâmbesc. Ești tu cu adevărat sau visul meu încă nu s-a terminat? Tu-mi spui că mă vrei să dorm, eu te dezvelesc un pic și apoi un sărut mic pe obraz. Te prefaci că nu te-ai trezit încă, doar ca să mai insist eu. N-aș fi tot ce ți-ai dorit, tot ce-ai vrea în viață să iubești. Fericit că tu ești a mea, nu există altcineva, pentru că tu ești totul în viața mea. Ziua începe și se termină. Dimineața mea, dimineața mea.
ești din viața mea, ești din viața mea. Dimineața mea, dimineața mea. Ești și ziua mea, ești și noaptea mea. Sala de repetiții. Mulțumesc pentru dedicație. Foarte frumoasă piesa, mi-a plăcut, pe cuvânt. Dacă ți-a plăcut, gata. Gata. Rămânem prieteni. Altfel, cine știe. Mergem la mare împreună, da. Gata, promit. Bine, ok. Mergi cu mine? Întâi mai a trecut. Întâi mai a trecut, dar vine 1 iunie. Ce faceți în București? Că vorba aceea. Toată păi ce să facem? Muzică facem. Păi puteți să faceți și la mare muzică, nu? N-ați vrut. Uite. Ați auzit că e vremea urâtă și plouă acolo. Nu, dar deocamdată facem în București, ca să sune cât mai bine. Întreabă-i și pe băieți, că ei sunt mai tineri. Poate că eu am mai fost la mare când aveam 20 de ani, dar ei acum păi la 20... A, deci acum la 20 de ani, okay. Acum la 22 am zis să mai fac ceva prin București. Întreabă și pe ei. Paul, de ce n-ai plecat, domne, la mare? De ce? Pentru că am avut repetiții cu trupa. Ați trebuit la sală să dați. Cea da. Care a fost cea mai... Mă rog, ce putem să spunem acum, că este ora 1 după amiază, da? Cea mai trăznită, cea mai... experiența voastră memorabilă de 1 mai, muncitoresc. Spuneți voi, băieți. Am zis, este ora 1, vă rog să țineți cont, eu? Da? Pot să zic eu? Da. Hai, spune-te. Zic eu, de 1 mai am luat bicicleta și am mers până în Herăstră, all the way până în Băneasa și înapoi. Foarte mișto. Da, știu că sunt vreo doi membri componenței trupei Les Elefant Bizar care au plecat la mare pe skate, pe, mă rog, au... Da, se poate, se da, poate. Au făcut eu o nebunie plecat, de genul ăsta. Eu dacă nu aveam programarea aici la sala de repetiție, da, aș fi plecat călare. Pentru frumos. Că una din pasiunile mele cele mai mari este echitația, mm-hmm. Călăria. Ai și un căluț, înțeleg? Am avut și un cal, l-am vândut, o să-mi iau altul acum. Da, aș fi plecat călare și dacă aș avea mai mult timp liber, aș merge mai mult la echitație, ceea ce vă recomand tuturor, pentru că îți poate prelungi viața. E un lucru minunat să încaleci un cal. Subscriu pentru că am făcut și eu lucrul ăsta și într-adevăr este foarte plăcut și cai sunt niște animale deosebit de frumoase și de inteligente și de prietenoase. Da, spuneam într-o emisiune pe care am făcut-o anul trecut la un post de televiziune despre cai, spuneam așa și o să reiterez aici chestia asta, dacă nu ar fi existat calul, dacă noi n-am fi încălecat pe cal, cred că am fi fost cu 2-3 mii de ani în urmă pentru că de la transporturi, industrie până la război și explorarea lumii, totul s-a făcut în spinarea calului sau pe spinarea lui, sau pe socoteala lui, ca să zicem așa. Deci a fost un parteneriat uneori inegal din partea omului, dar pot să spun că astăzi, dacă sunt atât de multe rase de cai și calul este venerat în atâtea culturi, e și un fel de payback până la urmă. Avem grijă de ei, ne folosim de ei și ei de noi într-un fel. E un parteneriat mai important, zic eu, decât cel pe care îl avem cu alte patrupede minunate care sunt câinii, pentru că efectiv din această legătură între om și cal au ieșit lucruri minunate care au împins omenirea înainte cu mii de ani. Și cred că în culturile ca a noastră, poate calul ar trebui să ocupe un loc mai important decât cel de la abator. Da, și bine, eu nu sunt de acord nici cu vânătoarea, nici cu uciderea animalelor per total. Chiar mă întrebam acum, care este animalul reprezentativ pentru România? Și știu că era pe una dintre steme, era bourul. Bourul și da. Vulturul a fost da. Mai apoi, dar... Cred că am fi cu toții de acord, dacă ne-am uitat un pic în istorie și am vedea, calul este un animal
emblematic pentru noi și am să spun că puțină lume știe, în România, în perioada interbelică, erau 24 de hipodromuri în România și România era una din primele națiuni în lume în ceea ce privește sporturile care se fac cu cai, creșterea cailor și a cailor de rasă folosiți pentru sport și nu numai, și eram în primele națiuni în lume. Prima medalie olimpică adusă vreodată la vreun sport în România s-a întâmplat la echitație, la sărituri peste obstacole, în 1936, când în Germania lui Hitler, un român, Henry Rang, călare pe Delphis, a fost la un pas de a-l bate pe germanul care a câștigat medalia de aur. El a fost cu medalia de argint și mult în spate Franța, Anglia și alte țări cu mari tradiții în echitație. Deci România a fost undeva sus și ar trebui să vin înapoi acolo în ceea ce privește echitația. Gata, am închis paranteza cu cai. Și în ceea ce privește echitația, nu, mie îmi place și cred că le-a plăcut și celor de acasă și m-ai dus cu gândul la Adrian Pintea, pentru că în multe dintre filmele lui, el a făcut o pereche foarte frumoasă cu calul, cu cai, și știu că era un iubitor de, da, un mare iubitor de cai. Un mare iubitor de cai, a avut cal până când s-a stins și calul lui există în continuare, l-are o doamnă. Cum să spun, e minunat să te apropii de animalele astea, dar hai să ne întoarcem la muzica noastră și la Loca. Loca, când va realiza un videoclip, ceea ce nu va fi foarte... Va fi cu cai. Va fi cu cai, sigur, asta vă spun eu, altfel nu se face. Vedeți, mie, de asta îmi place foarte mult și vin de fiecare dată cu bucurie la sala de repetiții, dincolo de faptul că sunt alături de voi, de cei care sunteți dincolo de cameră, dincolo de microfoane, dar de fiecare dată, dincolo de o muzică făcută cu foarte multă pasiune, descoper oameni frumoși și povești frumoase și sper să vă bucure și pe voi așa cum mă bucură pe mine și pe invitații mei. Așa să fie, fraților. Bucurați-vă de muzică și de viață, bucurați-vă pentru că fiecare zi trăită e o binecuvântare. Dar asta, din păcate, ne dăm seama câteodată prea târziu. Așa, acum pot să zic și eu două cuvinte despre următoarea piesă. O să vedeți că este o piesă foarte ritmată și foarte drăguță, dar are o poveste și anume veți vedea că refrenul nu are versuri. De ce? Pentru că muzica se exprimă prin sunetul muzical. Ok. Da? Și dacă vrem să cântăm refrenul cu voi... E ok, o să vedeți, se cheamă La Da Da, e foarte simplu. Găsim-o. Deci chiar vă aștept. De se poate. O să vedeți. Bun. Chiar te invit să stai aici lângă mine, și, cât timp cântăm și o să cânți cu mine, da? O să cânt cu tine? Da, hai că Călin, nu e greu. Îmi lași microfonul deschis, dar nu garantez, deci este pe răspunderea ta, tu hotărăși, mulțumesc. Trupa Loca la sala de repetiții. Las-o aici cu noi, că e în regulă. La Da Da, muzica. La Da Da. Și dacă vrei să trăiești cu adevărat, zâmbește mai mult, dansează, țipă și fă-te asculta. La da da, la da 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 da. Ascultă muzica, e tot ce contează, trăiește ritmul și corpul îți vibrează. Muzica se aude
din ce în ce mai tare și simți cum sufletul îți intră în difuzoare cântare. Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. Nu este complicat, într-adevăr, promit să repet și până data viitoare să învăț și eu versurile astea foarte complicate. Ștefan, zi. Da, la da da. Da da da. La da da la da da. La da da. Hai Paul și tu. Da. Hai. La da da. Nu vreau să păstrez ascultătorii și nu vreau să-i pierd, deci de aia eu mai încet așa cu vocea. Nu, eu zic să te antrenezi cu noi la sală și o să vezi că o să fie bine. Ok, ne antrenăm după ora 14, dacă vreți mai stăm și ne mai antrenăm atunci. Spune-te, nu lasă să... el vrea să spună, lasă-l să spună. Nu, vreau să spun că te așteptăm la sală, la sala noastră, la sala de repetiție, voastră. Da? La sala voastră, ok, bun. Am reținut și să știi că voi veni. Trupa Loca la sala de repetiții de aici din studioul T6 al Radiodifuziunii Române. Trupa Loca a ajuns la noi pentru că ne-a scris, ne-a contactat, nu mai știu, ori ne-a scris pe pagina de Facebook, ori pagina de Facebook este sala de repetiții sau adresa de e-mail mod_ion@yahoo.com. Acolo puteți să ne trimiteți un demo, puteți să ne trimiteți un CV și dacă sunteți atât de buni pe cât vă credeți, cu siguranță că veți fi invitați în emisiune. Am plecat de lângă Răzvan pentru că și colegii lui de trupă au povești frumoase, au povești interesante. Uite, l-am aici pe lângă mine pe Paolo. Paolo, da. Paolo, da, care a ajuns în România, nu chiar, adică el nu s-a născut, n-a venit direct aici. El m-am teleportat. S-a teleportat, da, dar pe la 15 ani, nu? Parcă atât. Da, 15-16 ani. Cum a ajuns în România? Păi... Cum te-ai teleportat? Spune-ne și nouă procedeul ăsta, că și eu m-aș teleporta acum după emisiune undeva pe insulă. Am avut... Da, eu sunt italian, m-am născut în Milano și... Da, am stat acolo toată copilăria mea și o parte adolescenței. Mă teleportez la Milano, putem să... Nu e așa frumos cum se crede. Cum vedem noi în poze. Da, dacă ai bani, da, e ok. Și... am avut niște probleme de familie, care nu pot să le spun. Nu, vrem și să știm despre asta. Am ajuns cu mama și tatăl meu, care săracul a decedat fix un an, așa. Și am ajuns aici în România, în orașul Piatra Neamț, unde l-am cunoscut și pe Paul Sava. Pentru că trupa Loca trebuia să existe la un moment dat, trebuia să nască. Da. Dacă tu dacă n-ai fi venit aici, probabil că lucrul ăsta nu se găsea la alt basist. Nu găseam, spune-o, adevărul adevărat, ăsta este, nu găseam altul. Păi nu aveam unde găsi altul. Băieții ăștia trei sunt minunați și de-aia te rog să stai mai mult cu ei, eu nu o să mai spun nimica. Vreau să-i las, sunt și, au și umor, sunt și inteligenți, sunt și buni muzicieni. Sunt mult umor. Și frumoși, nu mai zic, ai văzut. Gata. Așa. Și l-am cunoscut pe... colegul meu de apartament, că toată viața, dar acum trec cu eu. Paul. Și păi, Paul, fetelor, să nu înțelegeți greșit, că au zis că sunt colegi de apartament, da? Nu, doar atât. Nu. Împărțim un apartament. Apartamentul are două camere, o sfragerie, o baie, bucătărie, un balcon. Da, care le împărțim și cu alții, nu neapărat băieți. Așa și tu am venit aici în București pentru că am făcut facultate de inginerie de sunet, ce mă pasionează. Da, tu ești. Acolo.
acolo, da. Da, ai văzut, ai văzut da, ce, da. Ce pupitru avem noi aici, este, da. Nu știu, o să, îl voi întreba pe Călin Gibescu și data viitoare voi ști să vă spun câte canale are acest pupitru. Vă voi spune data viitoare, promit. Oricum, Paolo, la 12 ani era deja admis la conservator. Da, la conservator, la secția violoncel, în fine, am dat și în examen. În Milano, da, mie mi se pare așa, wow! Da. Ceva deosebit. E deosebit, dar dacă vorbim cinstit, acolo sunt alte metode de intrat, e mai simplu și nu știu dacă înveți mai mult decât e cum e conservatorul aici, acum nu fac discriminări sau... Dar e mult mai simplu de intrat și îți dă mai multe posibilități. Nu sunt așa stricți. Asta vreau să te întreb, ce calități trebuie pentru a ajunge la conservatorul din Milano? Ce calități? Am studiat mult. Era pasiune, de la vârstă de 5-6 ani, cam așa. Am început cu vioara, după aia am dat am făcut pian secundar, violoncelul e instrumentul meu principal, chitara bas, care și ea mă nebunește vorbind de suflet, așa muzical. Și am făcut și canto, am cântat într-un cor și am cântat tot la teatru la Scala cu un cor de copii. A fost o experiență foarte faină, timp de 8 ani de zile, pe lângă tot ce făceam și cam atât. În afară de muzică nu știu ce să fac. Și ultima mea pasiune e butoane. Da. De ce? Ce te atrage la chestia asta? Mă atrage foarte mult faptul că dintr-un sunet pot să fac sunetul care vreau eu și să mă joc cu el. Și îmi dă un timbru. Asta e lucru care mă atrage cel mai tare în genere sunet. Basistul tău preferat? N-am unul. N-ai unul? Nu. Nu. Sunt prea diferiți așa, dacă spun așa, luăm cel mai bun e Victor Uten, dar el e pe total alt stil decât ce facem noi. Paul, tu ai început cu chitara de câtă vreme? Sunt în al patrulea an. Ok. I-am început cu pianul, am făcut și contrabas și din clasa 10-a. Sunt student în anul întâi la conservator și din clasa 10-a fac chitară clasică. Cum e la conservator la noi? E greu. E greu? De ce? E greu. Păi e un nivel foarte mare, sau cel puțin așa mi se pare mie, pe partea de chitară. Și e greu. Nu te păcăli, nu e timid, se preface, stai liniștită. Da. Trebuie să ai mult timp ca să faci conservatorul și în același timp dacă faci doar asta pe partea de clasică, cam mori încet. Sincer, îmi pare rău pentru chestia care am zis-o, dar ăsta e adevărul. Și de asta m-am apucat și de chitară electrică. Tu ai vreun favorit? La clasică, da, dar a murit. Așa. Așa, la electric. La clasică, cam murit tot. Așa, la electrică... Păi au murit încet, Paul, toți. Au murit și ei, da. Mozart, Bach, așa. Nu, la electrică nu am, nu. Sper să ajung eu unul din favoriții mei. Da, deja tu să fii, da. Cred că asta e fiecare să fii. Da, nu, glumeam. Să fim atât de mulțumiți. Nu de cred ce că facem. Am un chitarist favorit la electrică. Și mai degrabă la clasică, pentru că, contrar aparenților, să cânți la chitară clasică presupune un mai mare efort decât la electric. De ce? Pentru că tot mare parte din sunet e electric și poți să-l modifici când ai tu chef. În schimb, la clasică, dacă ai greșit, ai greșit. Se simte. Dacă ai coarda, ai coarda, nu mai poți să schimbi nimic. Ok, am înțeles. Eu simt că Ștefan vrea să cânte. Am eu așa un feeling. Prin urmare, continuăm discuția după încă un moment de tăcere sau cum mai fără. Tot așa. Începe cu o liniște mică și după aia... Încă o piesă cu trupa Loca, trupa care ne vizitează astăzi și ne cântă la sala de repetiții. Care e povestea piesei? Acum, dacă n-ați obișnuit cu o poveste la fiecare, nu mai scăpați, nu mai aveți scăpare. Asta are o poveste foarte, foarte simplă. Pur și simplu mă gândeam așa, ce îmi place mie să fac vara, eu de exemplu. Și păi îmi place să stau pe nisip, îmi place să not, îmi place să cânt. Și atunci, uite, toate chestiile astea s-au reunit în piesa pe nisip. Nu, penisip? Da, să nu înțelegeți greșit. Dar de ce te gândești la ceva, la ce mă gândesc eu? Oricum, să trecem e la generația muzică, noastră. Deci penisip cu trupa Loca penisip. La sala de repetiții, aici la Radio 3 Net, Florian Pitiș.
E încă o dimineață și mă trezesc cu poftă de viață și îmi dau seama că e luni și mă apucă greața încă o săptămână de stres și multă agitație și apoi încă o lună. Dar las că bate ușor, soarele nu-i trecător. Ce mult îmi place și mie și ție. Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. Asta este, am revenit între frații Oprea de aici pentru că m-am gândit că poate să ia muzica așa, știi, și dacă stau lângă voi doi frați amândoi muzică, poate, poate iese și la mine până la urmă. Ne măgulești, înseamnă că ți-a plăcut mult, e clar. Da, bine, mi-a plăcut de voi tot și de Cristi, cu care n-am vorbit până acum și care bate acolo cu forțe și cu, el e inima noastră. Cu talent, așa e. Cu talent la tobe. De ce tobe, Cristi? Pentru că asta mi-a plăcut. Nu mai râdeți, vă rog frumos. Dacă ne întreba și pe colegii mei la ce vârstă s-au apucat, eu pot să spun că la 3 ani, 4 ani am început să rup fotoliile prin casă. Pur și simplu, așa ai vrut-o. Da, mi-a plăcut foarte mult și tata fiind și membru în fanfară, Ionuț din București, în turnul Măgurele, aici lângă Dunăre. Frumos acolo. Da, da, și văzând, mă ducea la toate concertele care erau și în parc și cum cântă fanfara, am fost fascinat de percuții și tobe, tot ce înseamnă latura asta ritmică. Și am început să bat prin casă, să rup fotolii, să rup canapele, după care prin clasa a întâi, a doua, fiind oraș de provincie, nu era secție ritmică, era doar pian și vioară, atâta puteam să studiez. Am ales pianul și
prin clasa a treia, a patra, deja ai mei m-au întrebat dacă chiar vreau să fac percuție și am zis că da. Și atunci a trebuit, bine, mergem la București, ne mutăm, asta e, și părinții cu servici, cu tot, și hai la București să faci percuție, că asta mi-a plăcut. Și am venit la București, am venit la liceu de muzică Dinu Lipati, pe care l-am și terminat, am venit după care la conservator, tot la percuție, l-am și terminat și conservatorul. Acum, în prezent, sunt tot la conservator, dar la master, anul întâi. Pe care o să-l termin, pe care o să-l termin. Și pe acela o să-l termină și după aceea, nu știu, există și doctorat, știu? Da, de ce nu? Da. Fernando Mihalache, un acordonist foarte, foarte bun. Știu că el a făcut, care a fost invitat aici la sala de repetiții, el are doctorat în muzică de film. Deci putem să studiem până la adânci bătrâneți. Așa e, da. Care e visul tău cel mai mare legat de... Visul tău cel mai mare. Visul tău legat de acest instrument. Te-ai gândit cum mai vrea să ajung cât mai sus. Să fiu și toboșar, dar și percuționist, pentru că e o mică diferență. Da, e o mică, da, e o diferență, da. O mică mare diferență. Da. Aș vrea să ajung cât mai sus. De ce nu cu proiectul ăsta? Are și el voce? Cântă? Să știi că toți cântă, dar încă n-am apucat. Noi suntem de foarte puțin timp împreună, să știți că avem aproape 3 luni, să da, zic, maxim. Da, asta vreau să și să n-am apucat încă să... Abia acum o să întregim și formula noastră, pentru că un foarte bun prieten, Andrei Stanoievici, o să vină cu o clapă și o să îmbrace frumos și piesele Loca și cover-urile pe care o să le atacăm. Asta de săptămâna viitoare și bineînțeles că toți trei vor începe să cânte și cu vocea în proiectul Loca, pentru că toți se pricep și e păcat să nu... Să nu... Asta plus tine, bineînțeles, că ai zis că o să cânti și tu piesele Loca. Deci da? Dacă mai... Da, da, bineînțeles. Și tu o să fii, da. Să fiu guest, da. Guest. Bine, că avem nevoie și de o fată cu vocea, nu? Da, da, de ce nu? Uite, un început. Știi de ce? Că... l-am văzut așa pe Phil Collins, mi l-am imaginat, ridicându-se de la tobe, știi? Și... Da. Care este, încerc, e un toboșar bun. Da, o să încerc și eu la un moment dat să cânt. Toți au voce și o să încercăm. Cristi e muzician bun și deci prinde foarte repede liniile melodice. Am făcut solfegi în conservator și liceu, așa că... Shumsky și Tchaikovsky, ți-au ajuns, nu? De ce credeți oare că Ștefan spune poveștile pieselor? De ce să fie oare întâmplarea asta? Adică să pentru să... că ele compune. Asta, vrei, vrei la asta să, vreau să ajung să știi. Vrei să spun cam cum funcționează la mine toată chestia asta? Da, zi-mi. Există două feluri de a compune. Stai și compui o linie melodică efectiv pe note, după care cauți un textier și mai există metoda cealaltă. Adică e foarte posibil să-ți vină amândouă deodată. Mm-hmm. Adică în timp ce zdrângăni, la mine așa se întâmplă, zdrângăni, vine o formulă ritmică pe chitară, înainte compuneam pe pian, că eu cânt și la pian. Așa. Și cel mai greu este să-mi vină prima propoziție din idee, din concept. Adică caut un picuț înăuntru meu să văd cam ce vreau să zic cu acel riff, cam ce-mi spune. Și în momentul în care am găsit prima propoziție, după aia pur și simplu curge melodia. Deci vin cuvintele și linia melodică de la sine. Cineva mi-a spus la un moment dat, nu spun cine acum, mi-a spus că a visat într-o noapte refrenul unei piese și s-a trezit, a notat și... Da, se întâmplă. I s-a întâmplat și lui Schumann, săracu. A ajuns până la urmă la azil, da. Da, dar muzica lui a ajuns până la noi astăzi. Da, așa da, că... da, mai aici, da, aici deci... trebuie să vă spun, da. Eu. Brahms a compus aproape tot ce a compus, trezindu-se din somn pe la 2-3 noaptea, bântuit de anumite lucruri pe care le visa și așa a început să scrie. În jurnalul lui chiar spune, dom'le, mă trezeam într-o lumină puternică și cineva parcă îmi dicta ce aveam de scris. Deci eu nu compun, nu știu să compun. Dar știi foarte multe lucruri. E, asta, știi că despre actori așa se spune, că actorii sunt oamenii care știu foarte multe lucruri din toate domeniile, dar nu știu nimic ca specialiști. Deci suntem specialiști în nimic. E mare lucru asta, să știi, puțin. No, aici glumește Răzvan. Emoții, da. Ideea este următoarea, glumește. Că na, eu asta e părerea mea personală, dacă și băieții reflectă sau gândesc la fel. Să ne spună. Părerea mea este că un artist, da, deci în momentul în care ești un artist, nu artist, da, în ghilimele, da, că nu, sunt destul de artiști. Artist cu amare, da, deci așa? Artist... Atunci citești foarte mult, mergi la foarte multe evenimente culturale, concerte, piese de teatru, lansări de cărți, etc., 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 pentru că fără chestiile astea nu poți să consider că ești un om, un artist complet. Adică trebuie să fii înăuntru fenomenului. Nu doar în bucata ta, în muzică, cânti acolo cu trupa, nu știu ce, și așa mai departe. Mergi și la o piesă de teatru și asta e o invitație de la mine către
publicul român care nu prea merge la teatru. Mergeți, frate, eu mai merge și voi pe la teatru. Aici, să știi că pe mine la concert. Mă miră, pentru aici... că, uite, și la, când am fost la Național, la Omul care a văzut moartea, sala era plină, la Godot sala este plină și, în general, știu că sunt multe spectacole la care biletele sunt sold out. Uite, deci o să zic aici, fii atent, deci o să zic chestia asta, iartă-mă, Răzvan, eu nu sunt profesor de muzică. Vorbesc de București. Da, am fost și diriginte de două ori și de multe ori întrebam următorul lucru, pe un chestionar înainte, când vreau să cunosc un pic părinți, întrebam, când a solț ultima oară la un eveniment cultural? Și îmi spunea că am fost acum un an la un concert al Fanfarei în parc la Titan. E foarte frumos și cu Fanfara. E ok, e ok, totul în regulă, numai că, nu știu, un eveniment cultural înseamnă, doamne, te uiți, te gândești, urmărești, îți iei un bilet și te duci. Că nu, îți place aici, și că vrei. Fără să vreau să te contrazic, la teatru e plin tot timpul, da, dar sunt aceiași oameni. Aici trebuie să spunem, există un public, sunt 100.000 de oameni în București sau 150.000 de oameni, nu mai vorbesc de provincie, nu intrăm în discuția asta cu provincia, dar sunt 100-150.000 de oameni care se mută de la un teatru la altul, de la o piesă la alta, adică acest public al teatrului este totuși foarte mic față de câte teatre avem. Și păi, la concerte. Stai numai o secundă. Da. Sunt pline teatrele, dar sunt numai 10. Sunt 11 în București. Gândește-te că numai în Praga sunt vreo 200. Deci, și Praga nu e un oraș mult mai mare decât București. E adevărat. Deci, n-avem, suferim la capitolul ăsta. Acum e foarte bine că au apărut foarte multe cluburi în care se cântă live, chiar și cover-uri. E bine și că teatre oameni, mai multe. Și teatre. În aceleași locații se face și un teatru alternativ și așa mai departe. Dar, până la urmă, oferta culturală în București e mică și pentru că publicul este foarte amator de televizor, la cinema nu prea merge, deci tot oamenii ăia, 10% din populație, 7-8, nu știu cât sunt din populația București, merg și la cinema. Majoritatea se uită pe internet. Și probabil că ei, aceiași oameni, citesc o carte. Evident, și, se mai spală. Sunt interesați. Când e vorba să plătească un ban de bilet la un concert, zic, nu, stai domnule, că las că vine unul mai și îi văd eu în... îi văd în parc. Nu mai este chiar așa, pentru că oricum doar anumite trupe se văd în parc, nu toate, și atunci este și o dovadă de respect față de artist să plătești o carte, să plătești un bilet la un concert, pentru că până la urmă pasiunea este pasiune, însă societatea are ca monedă de schimb banul este. Nu putem trece peste asta. Sunteți frați, tu muzică, tu actorie, cum ați crescut împreună? Cum v-ați influențat unul pe celălalt? Vorbesc eu sau tu, Răzvan? Vorbește tu primul. Bun, fii atent acum. Deci noi de când eram copii, așa, de șchiopă, noi cântam. Deci stăteam prin casă, după aia am avut casete cu Doors, cu Beatles, bă, și cântam toată ziua. După aia am început eu să le prind la pian și cântam împreună, ne acompaniam și cu pianul și cu vocea. Nu mai zic că taică mi-a surat cu... El era un timp mai așa, mai cu minte, mai la locul lui. Bă, măi, faceți, bă, liniște, mamă, lasă copiii să exprime, lasă-i să cânte. Așa, și toată chestia asta a crescut, noi am ținut-o în noi. N-a existat prilejul după aia mai târziu, ci doar în momentul ăsta s-a găsit prilejul potrivit. Acum 3 luni. Da, ca noi. Bine, noi gândisem treaba asta de aproape de vreun an, dar lucrurile se mișcă mai greu. În general, e foarte greu să găsești oameni, apropo de oameni, și mulțumesc încă o dată băieților din trupa Loc, așa Paul, să-i numesc. Paolo, Cristi. Da. Adică respectiv la chitară, la bas și la tobe. Așa? Și atunci, în momentul în care am găsit oamenii potriviți, avem și un manager, Camelia Capotă, da, o salutăm pe Camelia, care este că v-a adus astăzi la sala de repetiții. Și nu în ultimul rând, dacă tot ești la mulțumire, să-i mulțumim și lui Andrei Stanoievici, care de săptămâna viitoare va face parte din trupa Loca. Și de ce asta a fost? Noi întotdeauna am vrut să cântăm împreună. Că suntem două temperamente total diferite, asta e partea a doua. Și de aici zicea Răzvan că mai apar acele scântei. Mici, dar da. Sunt scântei, ca la Hephaistus, sunt scântei creatoare. S-a terminat cu ele. Da, acum să spun și eu ceva, nu mai am ce să spun. Spun doar atât că mi-am dorit să cânt cu el, mai ales când tatăl nostru a plecat dintre noi. Și Dumnezeu atunci, fiindcă atunci în perioada aia... Mi-a spus așa, bă, dar voi nu faceți nimic împreună, nu vreți să faceți. Și am zis, ba da. Uite, dacă tot s-a întâmplat asta, nu pot să nu, nu merg. Se pierduse dorința asta între noi așa, ne depărtasem puțin, fiecare cu viața lui. Și am zis pentru el să încercăm acest lucru și am văzut că ne place foarte tare, că m-am și emoționat, gata, hai să schimbăm subiectul. Ne și place foarte tare, ne-am întâlnit și cu acești băieți foarte, foarte frumoși și talentați. Și talentați, după cum ați auzit. Și am zis că e cazul să facem asta și să se numească Loca, fiindcă este o nebunie. Da, asta vreau să că Loca înseamnă... Da, înseamnă în spaniolă. E o nebunie frumoasă. Așa sperăm să fie. Bun.
Încă o piesă. Încă o piesă, da. Piesa asta, o să spun eu ceva despre ea. Piesa asta e o piesă puțin mai critică la adresa noastră, a societății românești, și se cheamă Blues de România, ceea ce englezii numesc spleen și alții altfel. Afroamericanii au numit asta blues. Iar în România e un blues de-al nostru. Cred că toată lumea are blues de România, o să vezi. Fiecare are, da. Vezi. Bun. Hai să auzim. Să auzim, da? La sala de repetiții. De România, de geografia, blues de România, trezește beția. Și nu știi ce să faci, nu te implici, mai stai un pic și mai blues de România. Oricare ar fi ea. Și nu știi ce să faci, nu te implici, mai stai un pic și mai bei. Și visează, evadează. Hai, visează, sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. Suntem pe final de emisiune, nu v-am spus la început, dar cred că deja cei care ne urmăresc cu fidelitate știu că fiind prima ediție a lunii mai, anunțăm clasamentul celor mai votate trupe ale lunii aprilie. Avem așadar pe locul 1 proiectul Tivodar, pe locul 2 Bodarg, pe locul 3 Munir, pe locul 4 Sorana Darkle and the Mates. Nu am luat în calcul ediția specială de Paște, de pe 19 aprilie, o ediție care a întrunit foarte multe aprecieri, pentru că a fost foarte frumos, a venit Vlad Miriță, a venit Jezebel, mulți muzicieni talentați și violinistul Gabriel Ionescu,
astăzi își aniversează ziua de naștere. Gabi, dacă ne vezi, îți dorim la mulți ani și cât mai multe cântări frumoase. Mai am de anunțat câștigătorii premiilor noastre. Invitat în studio săptămâna viitoare este Răzvan Vasile, câștigătoarea volumului 4 și alte povestiri este Adriana Moiseanu, iar câștigătoarea CD-ului zoologic Les Elefant Bizar este Carmen Iosub. Acesta este CD-ul. Trupa Loca, când vă mai vedem și unde? În acest moment nu avem un concert programat, așa, pentru că lucrăm la ceea ce înseamnă single-ul nostru, pe care vrem să-l lansăm cât mai repede. Sperăm ca el să fie următoarea piesă pe care o să o ascultați. Se numește Vara e lungă, pentru că vara... Dar frumoasă. Da, să vara fie lungă, e să fie lungă, dar frumoasă. Bună, da. Și ne dorim foarte tare să facem și un videoclip acestei piese, dar mai ales să intrăm cu ea în radiouri și peste tot. Noi credem foarte mult în piesa asta, ne place foarte tare și... Cred că o să vă placă și vouă. Este o piesă cu un mesaj foarte simplu. Vara e lungă, viața e scurtă, hai să ne distrăm. Ne distrăm imediat ascultăm și piesa, dar trebuie să ne luăm la revedere înainte. Sigur. Unde te mai vedem? Deci mergeți să vedeți Omul care a văzut moartea la TNB, dacă n-ați făcut-o până acum, pentru că este o piesă senzațională. Tu joci foarte bine, mi-a plăcut foarte mult și veți pleca de acolo și un pic așa pe gânduri, dar și hohotind de râs. Eu vă invit așadar și la Omul care a văzut moartea, dar să vedeți un duel la Teatru Național, se joacă peste o săptămână sau două, nu mai știu exact acum, într-o sâmbătă, deci e chiar o zi potrivită pentru cei care lucrează de luni până vineri. Este un spectacol după o novelă a lui Cehov, în regia lui Alexandru Dabija, un spectacol foarte bun și pe care merită să-l vedeți, dar nu în ultimul rând vă invit la Metropolis pe 17 mai, la 11 și la 15 la Gaițele, în regia lui Dan Tudor cu Florina Cercel, Ileana Stana Ionescu și Rodica Popescu Bitenescu în rolurile Gaițelor și bineînțeles suntem și noi acolo, Monica Davidescu, eu, Marius Bodochi, care este tatăl tău în Omul care a văzut moartea, care aici e tatăl meu, iar în Gaițele inamicul meu numărul 1. Wow. Marius Bodochi, dacă tot ai amintit de dânsul, este un, aș putea zice, un membru al familiei mele, este un om de care sunt foarte legat, cu care am făcut proiecte extraordinar de frumoase, am jucat Amadeus la operă, am făcut lucruri mari împreună și de prietenia și dragostea căruia mă bucur și îi mulțumesc pe calea asta, pentru că a fost momente în viața mea când eram foarte tânăr și primind un salariu foarte bun la Teatru Național, mă gândeam să mă reorientez, că nu puteam să trăiesc din asta. Și dânsul a contribuit profund la faptul că astăzi încă mai pot să fiu pe scenă și pot să-mi fac meseria cu plăcere și m-am apucat și de proiectul ăsta. E și vina dânsului, așa între ghilimele. Îl salut și îl pup. Și poate data viitoare, când ne vizitați din nou la sala de repetiții cu și mai multe, și cu alte piese, cu piese noi, poate cine știe, vine și dânsul, poate ne cântă o piesă cu voi și da, atunci... Da. Ai întrebat unde ne mai poți vedea și pe mine. Mă poți vedea în fiecare zi la școală, școală generală numărul 80. Da? Deci acolo, da? Iar să pe ne ei... spui când ai pauză, ca să nu te derajăm în timpul orei. De la fără 10 la fix. Okay. Iar pe ei vezi la... Nu ne găsești acasă. Ei sunt acasă, nu, dar ei sunt în... Cristi, de exemplu, e în concertele... Din conservator, da, avem concert acum la sfârșitul lui mai, o să fie un concert în festivalul de muzică nouă și vă așteptăm pe 26, dacă nu mă înșel, o să fie un concert în conservator. Un concert loca probabil undeva la sfârșitul lunii iunie, la sfârșitul lunii iunie la mare va fi, unde vă dau așa din casă puțin, undeva la mare, încă și nu poate spun. Acolo lansăm și clipul. Deci tot trebuie să venim la mare. Nu, nu se poate. Deci nu se poate fără mare, așa este. Eu vă dau meditații de chitară. Bun, mă înscriu, vorbim după emisiune. Pentru mai multe detalii legate de trupa Loca, facebook.com/trupaloca. Și căutați Loca cu capa, L-O-K-A. Da, asta am uitat să spunem de la început și până acum. Nu e Loca cu... Cât normal. Cu este cu capa. Cu capa, da. Intrați acolo, dați like-uri. Și nu uitați să intrați și pe pagina emisiunii Sala de Repetiții, acolo puteți să le dați like-uri și pe pagina noastră dacă v-au plăcut și dacă vreți să ajungă ei cea mai votată trupă a lunii mai, cine știe. Acestea fiind zise,
vă mulțumesc pentru și noi mulțumim pentru invitație. Vizita de astăzi. Mulțumim. Le mulțumim și partenerilor noștri, Aqua Carpatica și Dona Felice Style. Vă mulțumesc și vouă, vă doresc un weekend minunat în continuare și ne reîntâlnim aici la sala de repetiții săptămâna viitoare, începând cu ora 13, tot așa, într-o zi de sâmbătă, cu o mare, mare surpriză. Însă până atunci, o ultimă piesă, astăzi, aici la Radio Trainet, cu trupa Loca. Viitorul nostru single, Vara e lungă. Vara e lungă. Te-ai săturat să stai acasă, e vremea să pleci chiar la drum. Drumul e lung, dar nu îți pasă, ci la final nu contează acum. Marea curată te așteaptă, nisipul e fin, vântul e lin. Vara e lungă, viața e scurtă, valul te poartă din ce în ce mai sus, o fată dulce. De repetiții. La Radio Trainet Florian Pitiș.